Frații au fost inspirați de Domnul când au pus acest cuvânt din Biblie. Și am venit la biserică astăzi și când am ascultat din Psalmul 46, eu am fost încurajat de cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc aminte și care nu ați prins aceste cel puțin două expresii, care a atins inima mea, aș vrea să le prindeți acum. Meritați deja să le aveți în inima voastră și să vă ajute, căci cuvântul lui Dumnezeu este destul de puternic să ne pună din nou pe picioare și iar să ne vindece. Cuvântul lui Dumnezeu vindecă sufletele oamenilor. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, în Psalmul 46. La versetul 4 și versetul 5 găsesc două lucruri foarte interesante. Unu, pe cineva, ceva, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Și ceva, Dumnezeu înveselește. Pe cineva Dumnezeu înveselește aici în aceste două versete și pe cineva ajută dimineața când răsare soare. Când vin zorile în lumea noastră și se arată din nou lumina și când fuge noaptea, pe cineva Dumnezeu ajută și pe cineva Dumnezeu înveselește. Am fost curios în această dimineață să mă uit pe cine. De cine se ocupă Dumnezeu așa de dimineață? Încă când aproape că mai este noapte, Dumnezeu vrea să ajute pe cineva. Când e de dimineață, când noi ne-am trezit, suntem noi oare aceia? Se ocupă de noi, de plante, de animale. De cine se ocupă Dumnezeu așa de dimineață să-i facă vesel în ziua aceea? Apoi zice că Dumnezeu înveselește și Dumnezeu ajută când se revarsă zorile. Cine să fie privilegiații aceia? Cine sunt persoanele, dacă sunt persoane? Spre cine Dumnezeu se îndreaptă cu atâta har? Cred că spre niște triști. Spre niște oameni care au dormit rău. Spre niște oameni care au nevoie de veselie dimineața. Care au nevoie de cineva mai mare decât suferințele lor, decât necazuri, decât biletele alea multe. Oamenii ăștia au venit dimineața aici și au nevoie să-i înveselească cineva. Să-i ajute cineva. Biblia spune aici că aceasta este cetatea lui Dumnezeu. El locuiește în cetatea asta, în mijlocul cetății lui Dumnezeu. Haleluia. Pe cetatea asta a lui, spune Biblia. Ascultați bine aceste două versete. Este un râu a cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al celui preanalt. Mă rog în această zi, s-ar putea să vină râul ăsta care înveselește biserica, cetatea lui Dumnezeu e biserica. Amen. Trebuie să vină un râu ca să fim veseli. Noi nu putem înveseli biserica că suntem înalți, că suntem deștepți, că am făcut multă școală sau că nu știu ce. Cetatea lui Dumnezeu o înveselește un râu care vine de sub pragul casei lui Dumnezeu. Mă gândesc că asta ar fi bine să fie Duhul Sfânt în această dimineață. Să vină să înveselească cetatea lui. Apoi Biblia zice că pe ăștia năcăjiți în revărsatul zorilor îi ajută. Frați și surori, avem noi nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață? Suntem noi ăia care avem nevoie să fim înveseliți. Nu ne putem înveseli unul pe altul. Când mă duc la tine, mă duc cu bagajele mele, frate Silviu, și tu vii cu a tale. Și începem de obicei să ne plângem problemele, neajunsurile, crizele în care este lumea asta și suntem noi. Neascultările de copii. Nu ne poate înveseli numai unul care e vesel. Și aceasta e Dumnezeu care e prea fericitul. Dumnezeu îi zice Biblia. Prea fericitul Dumnezeu ne poate face și pe noi fericiți. Îl binecuvintez în această dimineață pentru aceste cuvinte care au făcut mult în inima mea în această dimineață și am zis, Doamne, printre cei pe care Tu îi încurajezi în dimineața asta când a venit ziua, nu mă rămâi și pe mine. Înveselește-mi sufletul, spune-mi ceva astăzi care să-mi dea sens că m-am născut în lumea asta, care să-mi spună că am rost să mai trăiesc o lună, care să-mi spună că are rost să le spun și la copii despre ce am crezut eu. Te rog frumos, astăzi întărește-mă, încurajează-mă, umple-mă și pe mine de bucuria aia care Tu o aduci la copiii tăi. Apoi, Doamne, am și eu necazul greutăți, ajută-mă, că fac și eu parte din cetatea Ta, din biserica Ta.
Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Este în fiecare an posibilitatea, niciodată nu scapă acest text din Biblie, că nu are cum să scape, pe fratele Toma. Cred că eu, de când am fost în America, în 13 ani, am mai predicat despre fratele Toma, care este în Biblie, unul din cei 12 dragi ai sufletului meu, ucenici, în afară de Iuda. Unul este din cei 12, Toma. De Iuda nu mi-i drag, nu numai că a păcătuit, că nu s-a pocăit. Petru a păcătuit și el destul de grosolan când a zis că nu cunoaște pe Domnul și nu l-a văzut și n-are nicio legătură cu el. Dar în câteva secunde s-a dus și s-a pocăit și a plâns cu amar. Și din ăștia cred că sunt mulți aici, inclusiv eu, care am greșit, dar care ne pare rău. Ne putem pocăi. Că din aia care n-au greșit niciodată nu există, numai Domnul. Slăvit să fie Domnul. Așadar, în mijlocul nostru în această dimineață este Toma, unul din cei 12 apostoli pe care Domnul Iisus i-a chemat. Predica mea vreau să fie astăzi un mesaj, fii credincios. Vă place ideea asta, subiectul ăsta? Să fii credincios. Oamenii au fost mișcați datorită credinței, au putut să sufere, au putut să îndure. Credința a dus oameni pe 25 de ani în pușcărie. Credința l-a dus pe Niculiță Moldoveanu, așa? Și l-a băgat dincolo de gratii, dincolo de zid. Și sub cisma tare a soldaților și a grănicerilor, sau a sergenților de acolo și a jandarmilor din vremea aceea, el a făcut poezii. Că avea credință în el și a zis într-unul din versete, uitându-se la ziduri, la porți, la ura comunistă, nu te îndoi, ci crede, căci după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân la urmă el. Nu te îndoi, ci crede, spunea el mai departe. Căci dincolo de tot veghează Dumnezeul puternic Savaot. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește. Frate, uită-te la cer! Domnul să ne umple de credință, căci fără de credință este cu neputință să-i fim dragi celui care este veșnic credincios Dumnezeului nostru. Fii credincios în Apocalipsa, când Domnul Iisus trimite o scrisoare la o biserică, la capitolul 2, la, mi se pare, la Smirna, la versetul 10, îi lasă și acest mesaj pe lângă altele. Vei avea suferință, un necaz de 10 zile. Și atunci Domnul îi lasă scris acolo, Domnul Iisus, fii credincios până la moarte. Poți să iei mesajul ăsta? Voi, tineri, e greu, e mult, poate voi vă gândiți să trăiți și voi 80 de ani. Și dacă ai trăit, Adi, 80 de ani, să fii credincios până la moarte. Amen. Și vei primi cununa vieții. Cam asta trebuie să intre în noi astăzi, o credință până la capăt. Apostolul Pavel a scris despre asta, am păzit credința. Sunt gata, sunt la capăt, dar am păzit, m-am luptat, lupta cea bună. Și mă așteaptă cununa, care mi-o va da Domnul mie și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor iubi venit de Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos adresează acestui ucenic, urmăriți-vă din Biblie, voi care aveți Bibliile cu voi, și spune aceste cuvinte, nu fi necredincios, Toma, ci credincios. Fii credincios, Toma. Ionuț Dobreanu, ce n-a crezut Toma? Că Domnul poate face vindecări? N-a crezut Toma că Domnul îmblă pe apă? N-a crezut Toma că Domnul Iisus poate să mulțească pâini, că a putut să mulțească pâini? Ce n-a crezut Toma că i-a spus Domnul Iisus, nu fii necredincios, Toma, ci credincios? Ce n-a crezut Toma?
Și așa de mare lucru ce n-a crezut el. Că poți să crezi multe lucruri. Dacă ăsta care Toma nu l-a crezut, nu-l crezi, în rai nu ajungi niciodată. Și nici o binecuvântare de copil de Dumnezeu nu vine peste tine. Tot ce puteți numi copil de Dumnezeu și binecuvântări în sfera asta lui Dumnezeu, este determinat de această credință care Toma n-a avut-o. Și îmi pare rău, Toma, nu fii necredincios. Vreau să spun că fericiți sunt cei ce n-au văzut palme, coastă și au crezut. Tu nu le poți numi fericit. Aia nu-i credință să vezi. Credința e în lucrurile care nu se văd, care ai speranță numai că le vedea. Să le ai ce n-ai văzut. Nu ce pui mâna. Credință este încredințare puternică în lucrurile care nu se văd, care nu sunt. Dar a zis Dumnezeu că sunt. Și sunt dacă a zis Dumnezeu. Și tot ce zice Dumnezeu că este, este, oameni buni. Amen. Și tot ce zice că va face, va face Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a zis că va face un pământ nou, că e murdar ăsta, și plin de vină și de întinăciune și de minciună, Dumnezeu va face un pământ nou. Și dacă a zis Dumnezeu că și cerul a fost pângărit de diavolul, că a locuit cândva acolo, și a zis Dumnezeu și cer o să fac altul nou, va face Dumnezeu un cer nou în care va locui pururea și în vecii vecilor neprihănirea. Păcatul nu va mai merge acolo. Nici ura, nici dușmănia. Este capabil Dumnezeu? Amen. Toate prin El cu E mare. Dumnezeu le va face toate astea și le-a făcut tot ce vedem și nu vedem. Toate prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Amen. Toma, aș vrea atunci să medităm la câteva lucruri în această dimineață. În primul rând vreau să notați că vreau să vorbesc dacă Toma n-a crezut că a înviat Domnul, da? Asta n-a crezut. Eu nu voi crede că a înviat Domnul până nu voi pune mâna. Și Toma a zis, nu-i bine asta. Domnul a zis la Toma, nu-i bine asta. Fericiți sunt cei ce n-au văzut. Expresia ne spune, și ce a zis Domnul e adevărat, da? Cuvântul Domnului ne spune în această dimineață că au fost persoane care n-au văzut pe Domnul și au crezut că învia Domnul. Au fost persoane din astea. Nu știu, femei, bărbați, au fost mari apostoli, mici apostoli, că toți aici apostolii găsim că au fost descurajați. Nu știu cine, dar Domnul a spus fericit de cei ce n-au văzut. Vreau să știi, Toma, asta. Și ei au crezut că eu am înviat din morți. Și tu cum de nu crezi? Aș vrea să ne uităm câteva minute cât de important este învierea din morți, moartea și învierea, că nu le putem deslipi. O să vedeți dumneavoastră că sunt legate una de alta 100%, că Dumnezeu toate lucrurile a făcut perfect. Dumnezeu n-are numai lucruri mari, că este un Dumnezeu mare. Slăvit să fie numele Lui. Și toate împrinse în aceste lucruri. Cu moartea a plătit Domnul păcatele noastre, nu-i așa? Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, zice Biblia. Deci El a luat toate păcatele noastre asupra Lui și a plătit nevinovatul făcându-se El păcat. Și batjocorit a fost El în locul nostru. A trebuit plătit și a plătit Domnul Iisus. Prin moarte ne-a plătit păcatele, dar până în înviere ne-a făcut altceva. Ne-a dat cerul și binecuvântările și slava Lui. O să vedeți câteva lucruri, am luat eu din Biblie câteva lucruri foarte importante care se ascund în învierea Domnului Iisus din morți. Dacă vreți, haideți să le citim din Biblie. Unul ar fi la Petru, apostolul Petru a scris, la 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Haideți să vedem pescarul ăsta, care nu părea un om cu carte multă, că cartea multă a făcut-o Nicodim și alții, dar Duhul Sfânt a fost peste copiii evreilor care au învățat Tora. De asta vreau să spun la tinerii de astăzi să învețe Biblia, că oamenii din trecut au învățat cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Duhul Sfânt prin apostol spune,
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde nouă. Amen? Amen. Cum adică? Ne-a născut din nou prin? Păi dacă nu crezi în viere, atunci nu poți să devii copilul lui Dumnezeu născut din nou. Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin bunătatea, prin dragostea Lui, ne-a născut din nou, ne-a făcut făpturi nouă prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți. O altă binecuvântare care se ascunde în învierea Domnului Iisus Hristos, am putea și să spunem, nu numai naștere din nou, pur și simplu mântuirea noastră este ascunsă în învierea Domnului Iisus Hristos din morți. La tot apostolul Petru, la aceeași epistolă, la capitolul 3, versetul 21, Biblia spune că icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Nu poți să fii mântuit, nu are rost să te botezi dacă nu ți-e curățit cugetul tău și el. Problema asta mare, interioară, a sufletului, a cugetului omului, o realizează învierea Domnului Iisus Hristos, puterea învierii. Eu îl înțeleg acum încet puțin pe apostolul Pavel când a vrut. Eu vreau să-l cunosc pe el, să mă fac părtaș suferințelor lui. Vreau asta. A-l cunoaște pe Hristos înseamnă a suferi împreună cu el, a trăi ca el, dar vreau să cunosc puterea învierii lui, mă țin de asta. Amen? Pentru toți e interesant? Copii dragi, sunteți tineri, nu-i bai. Voi trebuie să puneți mâna pe minunea minunilor, învierea morților. Aleluia. Că toți murim. Am îngropat copii tineri, chiar foarte tineri. Ți se rupea inima să pui un fecior tânăr în groapă. Copil la 8 ani, în familia Ile, unde au fost doi gemeni. Celălalt a rămas pe dunga gropii geamănul și celălalt l-am băgat în groapă. A fost David și Ionatan, i-a chemat. Unul s-a dus și unul a rămas. Ți se rupe inima. Dar năcăjiți oamenii au pus în mișcare pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt, că apostolul a scris, nu fiți ca ceilalți oameni. Voi sunteți diferit. Voi credeți în învierea morților. Că dacă credeți că Hristos a murit și a înviat, credeți și că Dumnezeu va aduce înapoi, e una din binecuvântări, pe toți cei ce au adormit în el. Credeți în învierea morților, copii. Asta am spus la copiii mei. Într-o zi o să mă îngropați cu un costum nou, poate, dacă avea bani. Dar țineți minte, Ben, eu voi învia din morți. Și vreau să vă spun și vouă asta, și vouă tuturor. Noi ne vom scula împotriva morții. Că regele nostru ne-a dat această garanție. Asta înseamnă învierea morților pentru mine. Nu mă mai tem de moarte, e încă o binecuvântare. Dacă la mântuire, la naștere din nou, se merge prin învierea morților, atunci și la înviere se merge prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Haleluia! De acum vreau să vă spun că încă un lucru aș vrea să citim. În Romani, capitolul 4, versetul 24 și 25, merită să zăbovim la aceste două versete. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, este adevărat, este veșnic. Ci este scris, căci pentru noi cărora de asemenea ne va fi socotită credința ca o neprihănire, celor ce cred în Cel ce a înviat din morți, pe Iisus Hristos, Domnul, care, ascultați versetul 25, că asta aș vrea să-l sublineați, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre, a fost dat să fie omorât, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.
E mare versetul ăsta. A murit și a fost dat să moară din pricina păcatelor noastre. Și a înviat. De ce? De ce a înviat? Pentru că a fost bună jertfa. Moartea lui a fost suficientă. Și a înviat pentru că Dumnezeu ne-a putut socoti neprihăniți. Dumnezeu nu s-a jucat cu Fiul Său. Și a venit să moară, să plătească și a reușit. A reușit în jertfa lui să plătească păcatele. Și pentru că noi putem merge în cer, să suntem iertați, putem să ne numim neprihănirea lui Dumnezeu, a înviat Hristos din morți. Cerul e al nostru. Hristos a înviat din morți. Suntem îndreptățiți să mergem la tronul de har al lui Dumnezeu. Că Hristos a înviat și ne-a făcut loc. Și ne-a dat dreptul să mergem în cer. Suntem socotiți neprihăniți. De aceea e Hristos a înviat din morți. Amen la cuvântul lui Dumnezeu. Subliniați-l, merită. Este fantastic să crezi că a fost condiționată învierea Domnului Iisus de a fi socotit neprihănit. De a ne ierta Dumnezeu și a se întoarce cu fața spre noi, că a fost cu spatele, am fost alungați de la fața lui Dumnezeu și acum suntem prieteni cu Dumnezeu, de aceea Hristos a înviat din morți. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, care a făcut acest mare sacrificiu să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Am spus deja câteva binecuvântări care le găsim în învierea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă mai spun una, deja am spus din ea, dar să vă o citesc din Apocalipsa, din capitolul 1, versetul 17 și 18, s-a mai amintit în zilele acestea, căci când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme. Vă place acest cuvânt, nu te teme? Știți, îl zice Domnul Iisus Hristos după ce a ieșit din mormânt și îl zice la oameni muritori, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, zice prima dată. Ioane, reține. Voi m-ați văzut cum m-a băgat ea în groapă. Băgat sulițile mine, m-au bătut cu bice, s-au bătut joc de mine, mi-au înghesuit cu una de spine în cap, am fost pus în mormânt, am avut piatră la uși, toate le-ați văzut. La un moment dat v-ați descurajat, spuneau spre Emaus în drumul lor, credeam că trăgeam nădejde că El, la un moment dat ne-am pus toată speranța în El, în galileanul ăsta. Că El va izbăvi pe Israel, dar deja 3 zile și nu-i nicăieri El. E mort, stă întins. Ne ducem la Emaus. Și cel ce vorbea cu ei, răsunii pricepuților și zăbavnicilor, nu trebuia Hristosul să patimească. Și în câteva minute, într-un timp foarte scurt, vreau să zic că El acela ești tu, a înviat din morți, Domnul. Aleluia! Nădejdea în El și-au pus oamenii. Nu te teme, om, eu sunt cel viu. Amen. Ioane, eu sunt viu! Am fost mort! Am fost câteva zile mort pentru lumea asta. Reține, sunt viu! Și sunt viu în vecii vecilor. Hristos nu mai moare, să știți! Pot păcătui 1000 de lumi. Hristos este viu în vecii vecilor. Dumnezeu nu mai are jertfe lângă El să mai dea pentru păcatele tale dacă îți bați joc de El. Hristos nu mai moare. Pocăiește-te astăzi. Recunoaște jertfa unică. Că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, Evrei capitolul 10, începând cu versetul 26, nu mai rămâne nici o jertfă. Așa scrie. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului și ne batem joc de Dumnezeu, nu mai este nicio jertfă la care să mergeți.
Nici măcar alea ce le aduceau preoții pe altar, nici alea nu mai sunt. Nici viței, nici porumbei. Ci așteptarea unei zile grozave de judecată și văpaia unui foc. Că dacă a fost condamnat și omorât cu bolovani un om pe mărturia 2 martori sau 3 de legea lui Moise, cu cât mai aspră pedeapsă va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu sângele care ne-a curățit de orice păcat și Duhul Harului și-a bate joc și-a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, cât mai aspră, ce mai aspră pedeapsă decât a fi omorât cu bolovani. Mai aspră pedeapsă e să nu vezi fața Tatălui cel veșnic niciodată, să fii în moartea a doua aruncat de la fața lui Dumnezeu. Iazul de foc, moartea a doua e despărțire de Dumnezeu. Aspră pedeapsă. Unica jertfă a fost Domnul Iisus Hristos. Ioane, eu am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Veste bune pentru tine, Ioane. Încă am zis de binecuvântarea asta. Și acum o subliniem, veste bună, nu te mai teme nici tu de moarte. Frații și surori, nu-i mare binecuvântare? Eu sunt viu în vecii vecilor, nu te mai teme de moarte. Eu am fost mort și am luat cheile morții și a locuinței morților. Am putut să fac ce n-a putut să facă nici Isaac, nici Avraam, nici Daniel, nici Iov cel drept. Nici unul n-a putut să ia cheile, i-a înghițit pe toți moartea asta. Și eu, Ioane, frate scump, Iisus a putut. Aleluia! I-a luat cheile de la moarte și de toate încăperile ei și locuințele unde îi punea pe nu știu ce categorii și sunt la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus care e viu. Te mai tem de moarte? Adi Petraș! Nu te mai teme! Cheile-s la Mântuitorul tău, care e viu. Du-te cu bucurie cântând spre ea, că moartea e prima rampă spre glorie. Cheile-s la Mântuitorul nostru, care e viu, e viu, e viu. Mormântul e gol. Nu ne mai temem de moarte. Nici nu ne tânguim, nici nu ne scoate cineva de peste tata și de peste mama, de peste scriul ei când a murit. Disperați și pierduți. Adio, nu ne mai vedem. Nu, cu o suferință, cu demnitate, zicem la revedere. Ne vom vedea. Încă o binecuvântare. În învierea Domnului este garanția învierii noastre. Că cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți ne va învia și trupurile noastre muritoare, dacă credem asta. Vă place să credeți în înviere? Frați și surori, cel ce a înviat pe Iisus Hristos, trupul lui mort, același Dumnezeu, prin puterea Lui, ne va învia și trupurile noastre muritoare, dacă noi credem. Asta ne aduce atâta liniște. E normal că nu suntem ca ceilalți oameni. Suntem niște visători în viață fără moarte și fără sfârșit. E normal că așa e și Domnul nostru. Buddha sau Mahomed, ăștia au sfârșitul și au sfârșit-o rău. Al nostru a sfârșit-o în glorie, trăiește. Și urmașii lui pot să-i cânte și să fie fericiți. De asta ne-am luat după el, că a fost mai tare decât moartea. Altfel, ce Dumnezeu ne trebuia ca să ne ducă până la mormânt? Ne-a trebuit unul care să vină dincolo de mormânt, să ne ia de mână și să ne facă fericiți dincolo de mormânt. Și acesta e Domnul Iisus Hristos. Toma, de ce ești necredincios? Cât te ascund în înviere? Hai să ne gândim. Ești pregătit să mă ajuți la predic? Termin repede și las să mai cânte frații și corul, abia aștept. Vreau să spun, să mai studiem un lucru, frate Vasile, anume, a avut motive Toma să creadă? A avut mai multe ca noi. Deci am văzut câte binecuvântări și altele fraților, am citit câteva. S-ascundeau în înviere și pur și simplu asta n-a crezut. Dar a fost motivat de ceva apostolul ăsta, ucenicul ăsta, să creadă?
Și până la urmă ăștia-s pregătiți să mă întrebe, dar eu sunt motivat. De ceva ca să cred în asta? Toma până la urmă l-a văzut, a pus mâna pe el, dar eu nici nu pot să-l văd, să-l pipăi ca și ei. Ce motive a avut Toma să creadă în învierea Domnului Iisus, fără să-l vadă? Și eu mi-am notat câteva motive care ar fi trebuit să le aibă acest apostol. Una care ar fi valabilă și la noi ar fi Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu. Credeți toți Biblia? Trebuie să credeți în viere atunci. Cartea asta vorbește în Vechiul Testament. Toma, eu cred că toți evreii au învățat. Ați văzut Petru cum... Asta este ce s-a întâmplat în zilele lui Ioel. Ați văzut când ține el o cuvântare. Toată e din Biblie. Deși era pescar. Știau Biblia, știau Tora și legea, că de micuți o recitau cu aia pe cap acolo. Tot citeau legea, aplecându-se, legându-se la gât, la ușă la ușă, avea legile, poruncile alea 10 și tot nu le împlineau. Dar știau Biblia. Veneau cu argumente din Biblie. Toma ar fi trebuit să știe, dacă scrie în Biblie undeva, în Vechiul Testament, că Iisus Hristos trebuie să învieze. Dar ce scrie în Vechiul Testament? Că Domnul Iisus Hristos trebuie să învieze din morți? Aș vrea să încercăm să citim măcar vreo două locuri. Psalmul 16, versetul 10. Lor le plăceau psalmii. Psalmul 16, versetul 10. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Frate Adi s-a referit la David? No, că ăsta a putrezit în mormânt. Eu l-am înconjurat și noi, zic ei că acolo e David, când a fost în Israel. Dar ce a venit pe limba acestui cântăreț? Venise cuvinte profetice de la Duhul Sfânt. Și ca și în Psalmul 22, în care iar mai vorbești, dar psalmul ăsta spune că tu nu vei lăsa pe prea iubitul tău să stea sufletului veșnic în locuința morților. Scria ăsta, nici nu știa ce scrie. Și nu vei lăsa ca el să vadă putrezirea, îl vei scoate iarăși înapoi. Scria în Vechiul Testament, putea să creadă Toma în înviere. Să fi zis, acum se împlinește. Acum se împlinește. A ieșit afară de munte. Eu cred, fraților. Pentru că scrie în Biblie. Ce scrie în Biblie trebuie să credem, frații și surori. Biblia nu e o poveste. Biblia este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Biblia ne arată ce-i păcat și ce nu-i păcat. Ce-i bine și ce-i rău. Dacă nu cunoști Biblia, exact în iad te duci. Nu te poți pocăi. Famenul nu s-a putut boteza până n-a știut ceva din Biblie. Și din Biblia a cunoscut pe Hristos din Vechiul Testament. Și când el a predicat, Filip, predicatorul ăsta, a zis, eu cred ce spui tu. Cred ce a scris prorocul Isaia, că ăsta care l-au bătut și l-au chinuit e Fiul lui Dumnezeu. Botează-mă! Uite, este apă! Cred din toată inima că ăsta nu e un om oarecare, ci Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Botează-mă în numele Lui! Și-a primit mântuirea. Scria în Vechiul Testament. Poate ar fi bine să mai citim un argument din Vechiul Testament, că Toma, vreau să mă ocup de el și de Toma din biserică, care nu vrea să creadă că nu știu ce, vrea să vadă, aș vrea să spun că trebuie să crezi Biblia. Și ar trebui să-ți fie destul Biblia. Ar trebui să nu mai trebuiască visuri, care pot fi, depinde și cum te-ai culcat, și mai pot fi și altele. În primul rând, trebuie să crezi Biblia, care e cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și el nu minte. O iotă nu va trece din el. Dumnezeu îl va împlini pe tot. Încă un cuvânt, Toma, dacă ești la adunare astăzi, vreau să mai citesc unul din Vechiul Testament, din cartea prorocului Isaia, acest evanghelist al Vechiului Testament, neîntrecutul Isaia, în capitolul 53, la versetul 10, spune, Domnul, adică Dumnezeu, a găsit cu cale să-și zdrobească pe copilul său, să-și zdrobească prin suferință.
Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, deci de asta și-a dat viața, ca o jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Amen? Trăiește Hristos? Este lucrarea în mâinile Lui? Poate că-s numărate zilele cât mai are treabă în lumea asta. Puține de tot, nu vă legați de multe lucruri, puține. Dar propășește lucrarea, face pași. Se apropie de final. Mai citesc unul din Osia, capitolul 6, versetul 2. Încă un element profetic care vine în acest proroc, în Vechiul Testament, și spune: El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui, zice cuvântul lui Dumnezeu. A treia zi Domnul Iisus a ieșit afară. Era profeție prin Osia. Tom a mai avut vreun argument în afară de Vechiul Testament? Mai era motivat de ceva ca să creadă în învierea Domnului Iisus? Frați și surori, credeți că Toma l-a crezut pe Domnul Iisus pe cuvânt? Ce ziceți? L-a crezut pe cuvânt, tot ce a zis Domnul Iisus a fost sfânt pentru Toma. Nu s-a îndoit de niciun cuvânt care le-a zis Domnul înainte de a muri? Aia suntem noi. Credem tot ce a zis Domnul Iisus, îl credem pe cuvânt? Nu ne îndoim, nu sucim nimic? N-am uitat nimic? Spune Biblia, Vasile, că unii au uitat, că au fost curățiți de vechile păcate, pur și simplu au uitat. Să te ierte Dumnezeu pentru păcate murdare vechi, știi tu, îți mai de mult. Vine unul și spune, de mult am făcut-o și pe aia și pe aia. Și Dumnezeu zice, am iertat prin sângele sfânt, ai fost curățit de păcate. Și peste 2-3 ani vine el, păi mă frate, ai uitat? Face din nou păcate, că uitat că a fost curățit de vechile păcate. Scrie în Biblie acest lucru, să fie oameni din ăștia? Să uiți, adu-ți aminte! Că erai bun de condamnat veșnic și de aruncat în iad pentru ce ai făcut. Și tu și eu. Și i-a iertat Dumnezeu. Poți să te culci să uiți asta? Păi frate, adu-ți aminte și du-te acasă și spune, Doamne, de mare grozăvii m-ai scăpat-o. De murdare păcate m-ai scăpat-o. Îmi aduc aminte unde eram în groapă. Ăsta n-a uitat din Psalmul 40. Și a scris, s-a făcut cântare, eram în fundul mocilii, în groapa unde se moare. Dar tu te-ai aplecat spre mine, m-ai scos de acolo, m-ai spălat bine, m-ai pus pe stâncă, în gură o cântare nouă, mi-ai întărit pașii care tot alunecau și acum pot să merg bine pe cale. Și el cântă lucrul ăsta, nu uită, îl lasă scris și pentru mine și pentru tine. Tu ai uitat? Nu uita, frate. Binecuvântările Domnului, Psalmul 103 spune, nu uita niciuna, că El îți iartă toate fără de legile tale. Nu uita! Aleluia! Frații și surori, dar ce le-a spus frate Petraș, colegul meu, le-a spus vreodată Domnul Iisus ca să moară și să se învieze? Că de El a spus dinainte că eu am să mor și 3 zile stau mor și înviez. Atunci e problema cu fratele Tom. Atunci e problema cu el. Dacă le-a spus dinainte, atunci e problema cu el. Avea dreptul să-l mustre Domnul. Matei, capitolul 16, scrie mai multe locuri, dar eu citesc măcar un argument astăzi. Capitolul 16, când asistau la o... Versetul 21. Când asistau la o mare discuție, când întreabă Domnul, voi... Oamenii cine zic că sunt eu? Domnul se descopere într-un mod extraordinar. Și ce zic oamenii? Unii zic că ești Ilie, unul spun că ești Ioan Botezătorul, a înviat din morți, unul spun că ești Ieremia, unul din proroci, oricum ești mare, te etichetează lumea asta, ești mare, un mare profet. S-a întors la noi un mare profet în Israel. Asta zice lumea, oamenii de afară. Dar voi care îmblați cu mine de atâta vreme, voi cine ziceți că sunt eu? Și în discuția asta venise Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că numai El poate descoperi că Hristos e Domn și Mântuitor. Venise peste pescarul din Galileea, peste Petru, ăsta curajosul ăsta ca mine, repede sare, repede iese în foc, are de a rezolva multe probleme, că e tare vitezoman.
Zice Lucu și trebuie să ceară iertare, așa, frate. Cean. Bine că ne iartă, frații. Că repede zicem, ieșim în foc. Și apoi trebuie să mergem, frate Vasile, am greșit, m-a luat gura, ce te-a luat, dar ia-o tu pe ea. Și dacă nu mai ne lasă în pace limba, ne rugăm și noi, ca am fratele din comuna mea. Pune, Doamne, o strajă în fața gurii mele, la gura mea, cât a stat ce rău înaintea mea. Și a dat, Domnul, infecție de bube, de morarul din spermezeu, frate Cristurian. Spune, frate, nu mai putea, cu paiul am băut ceai. Dacă nu tăcem, până la urmă avea Dumnezeu grijă să ne strunească limba cumva. Că se rogă tata pentru noi, mama, soțiile. Și ne-a pocăit Dumnezeu cumva. Mai bine să ne pocăim noi. Să ne înfrânăm limba. Costă mult, vă spun eu. Scoase cuvintele afară, le ia cineva și atunci ai problemă mare. Dar voi, cine ziceți că sunt? Voi care ați stat cu mine. Auzeau toți atunci, când era o descoperire în adunare, așa vorbește Domnul, nu? Toți auzim. Petru, a venit descoperirea de la Dumnezeu prin el. Tu ești Hristosul, că Dumnezeu i-a descoperit, nu? Așa vorbește Dumnezeu din cer. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celor viu. Petre, tu ai o descoperire de la Tatăl, nu carnea și sângele ți-a descoperit. Carnea și sângele descopere altceva. Dar Duhul Sfânt l-a descoperit că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și ăștia auzea și Toma. Și el auzi, cum auzi și tu astăzi. De aici nu mai ești tu astăzi să spui că nu știu ce și nu știu cum. Ori osândit, ori pocăit. Altfel, vai de noi în ziua judecății, că vine înapoi ziua împotriva mea, a cuvântului sfânt. Și după ce și Domnul îi face lui o promisiune, am să te fac pastor peste tăți, na. I-a plăcut lui asta și la Sunday School, și la tineret, și peste ea mari. Mă înțelegi, mă urmărește, hai? Bun? Hai, vezi, să mai zic ceva. Nu discutați altceva acolo, că vă întreb când ies afară. Auziți aici versetul 21, ascultă-mi bine. De atunci încolo Iisus a început să le spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă în Ierusalim. Auzit? Și Toma, nu? Să pătimească mult din partea bătrânilor și din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și are să învieze a treia zi. Exact cum auzi tu astăzi, că Hristos va învia morții. Îl credeți? Cuvântul ăsta lui Dumnezeu? Egal! Toma, a treia zi, eu voi învia, mă omoară ăștia! Cărturarii sunt invidioși, că vine lumea după mine, că predic adevărul, că spun adevărul în față, i-am și mustrață așa de nervoși. Și am să pătimesc mult. M-or bate rău. M-or chinui rău. Dragii mei, încurajați-vă! A treia zi voi învia din morți? Toma! Cum îți permiți să spui că nu cred până nu pun mâna când Domnul ți-a spus asta dinainte? Crezi tu că te justifici la judecată cu ceva? A zis Domnul, așa va fi, frații și sorori. Nu se poate. A mai fost un argument și acesta destul de puternic. Moartea Domnului Iisus Hristos. Păi toți au să uita la tragedia asta. Nu mai citesc, vreau să închei în câteva minute. Pur și simplu, când a murit Mântuitorul, maltratat, moartea lui n-a fost ca la toți oamenii. A fost moartea Fiului lui Dumnezeu, spunea fratele Nicuiță. A murit Dumnezeu. S-a dat mort. Cel fără vină a fost cea mai, vă spun, cea mai nedreaptă condamnare din lumea asta. A fost mișcat și guvernatorul a ieșit în afară, de vreo trei ori a venit înapoi și a spus la închestiona, nu găsesc nicio vină în el. La moartea lui s-a stins soarele, a venit întunericul peste țara din nou. Cu tremure de pământ la templu, grozăvie, furtună cu tremure, negură. Centurionul roman, care conducea plutonul de execuție a Mântuitorului, s-a prăbușit și a zis asta, nu-i ca toți oamenii, gata, adevărat, cu adevărat, Toma a zis asta, nu, no.
ostașul, sutașul, cel ce conducea 100 de soldați. Cu adevărat, scena asta nu-i ca toate. Am mai omorât eu oameni, a spus ofițerul roman. Am executat oameni ca pentru asta era destinat. Era comandantul celei mai crude, celui mai crud pluton de 100 de oameni. Cei ce omorau și vărsau sânge și crucificau. Era șeful lor. Și șeful lor se uită în sus, în jur, la natură, la Iisus. Și spune, acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Toma, frate din biserică, spun criminalii și răi și drogații, vin aici și spun, Iisus e Domnul, e Fiul lui Dumnezeu. Și tu stai și clocești plin de ură în biserică împotriva altora. Dumnezeu ne vorbește astăzi. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Ne-a spus-o și natura. Ne-a spus-o răi și bandiții. Toma, nu poți să nu crezi. Biblia a zis. Iisus i-a spus cu gura lui că va învia. I-a spus moartea lui Hristos, i-a spus păgânul. Și el vine în fața Domnului. Și i-a mai spus și frații. S-a întâlnit frații și spune, frate, e aproape Domnul. Uite să împlinezi lucrurile și tu nu dai nimic. Plin de bucurie, Petru, Iacov, Ioan și el a zis, Toma, fratele nostru. Am avut o seară extraordinară la biserică, ce? Ne-a vorbit Dumnezeu. Lucruri mărețe se vor întâmpla, vezi de treabă. L-am văzut pe Domnul aseară la adunare, na. A înviat, mă, trăiește Dumnezeu. A făcut o vindecare. A dispărut chistul ăla din trupul lui sora. A dispărut tumoara canceroasă. Vezi de treabă. Când îi fii tu beteag, ai să vezi tu. Frații plini de bucurie l-am cunzurat. Tom, am văzut pe Domnul. Trăiește, mă, fii bucuros. Ne trăiește Mântuitorul. Nu ne temem nici de moarte, nu? Încurajați-vă când vă întâlniți, fetelor. Ne trăiește Domnul. Cântați cu bucurie orchestră și fanfară. Trăiește Domnul, corule. Voi ne încurajați pe noi cu asta. Haleluia. Spun ceva, Dane, frații, pentru tine? Aș muri fără frați și surori. Și un pierdut. Acolo unde frații și surorile sunt împreună. În unitate, Domnul dă binecuvântare. Viață pentru veșnicie. Suntem născuți și chemați să fim împreună, frați. Cetatea aia peste care vine izvorul de sus cu binecuvântări, în revărsatul zorilor, Dumnezeu coboară peste, de dimineață peste biserică. Acolo îi domnește Hristos, acolo unde e biserica celor întâi născuți, acolo unde e porumbița lui Hristos, unde mireasa lui se pregătește. E de dorit să fie acolo, spune o cântare, oriunde-ți iei, fă tot și du-te, oriunde-ți iei, fă tot ce stai. Căci acolo unde-s frații, e un colț de rai. Oriunde să iei, fă tot ce cauți și caută-i. Căci acolo e un colț de rai, unde-s frații, Dumnezeu prezent. Cum bună oară în această dimineață aici. Toma nu i-a crezut nici pe frați. N-a crezut nici în tragedia morții, nici ce i-a spus omul acela necredincios. În concluzie, dacă tot nu credem, până la urmă, ce se întâmplă? Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede? O sândă veșnică. Poți să sfidezi, poți să nu crezi. Dar vreau să fac conștient că Domnul i-a zis la Toma și acesta e mesajul meu. Nu fi necredincios, ci credincios. Și vreau să spun ce a spus el la Ioan. Fii credincios până la moarte și vei avea corona vieții.